vremea va intra într-un proces de răcire care se va resimți treptat în toată țara. Cerul va fi variabil cu norări și pe arii restrânse ninsori slabe, mai ales dimineața în estul, sudul țării și la munte. Vântul se va simți în majoritatea zonelor. În sud, răcirea vremii se resimte mai puternic în Muntenia, unde în afară de sosirea masei de aer rece, vântul mai alert își aduce și el contribuția la senzația de frig. În termometre nu se vor strânge mai mult de minus 7 grade dimineața și 1-2 grade cu plus la amiază. La Bolintin Vale vor fi minus 6 grade Celsius, la Mihăilești minus 5, la Ghimpați minus 4, iar la Hotarele minus 3 grade Celsius. La Izvoarele și Comana se vor înregistra minus 2 grade Celsius, în timp ce la Giurgiu termometrele vor indica 0 grade Celsius. Viteza vântului va fi de 23 de km pe oră, presiunea atmosferică 784 mm coloană de mercur, iar umiditatea 56%. Apele Dunării sunt în scădere cu 15-25 de centimetri, cota probabilă 170 de centimetri.